Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Iată, la început de săptămână realizez o emisiune extrem de interesantă cu un invitat drag mie, pentru că este un om care are multe de spus și este și normal, pentru că este vorba despre viceprimarul municipiului Galați, domnul Lucian Andrei. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să ne revedem. Și de eu. De obicei, în formula asta, suntem cumva deja într-o situație în care putem să spunem că avem mai mult un dialog prietenesc decât oficial. Vă mulțumesc pentru invitație. Dar așa se realizează, cred că, și cu plăcere. Da, există o deschidere, aș putea spune, în momente de genul ăsta, mult mai bine percepută de către noi doi ca dialog și de către cei care se uită la emisiunea dumneavoastră, mai ales că oamenii, în principiu, asta și cred că vor să vadă o discuție relaxată, chiar dacă se vorbește despre subiecte relativ dificile. Este așa. Adevărat, mai ales că în această emisiune vom aborda subiecte naționale, dacă putem să le spunem astfel, pentru că recent a avut loc vizita, de fapt săptămâna trecută. Două săptămâni sunt de acum. Nu știu, mai știu. Exact. A fost pe 10 mai, dacă nu mă știu. Pe 10, că e ziua regalității, da. În ziua monarhiei. Pe 10 mai, da, a avut loc vizita trenului regal cu manifestare extrem de... în premieră, să spunem, pentru Galați, dacă nu mă înșel. Este în premieră, da. Apoi a fost acea vizită a ministrului transporturilor Sorin Grindeanu. Cineva spunea, cumva pe drept cuvânt, că jumătate din guvern și-a găsit domiciliul la Galați. Da, legat de lansarea platformii multimodale, un subiect de mare interes pentru această zonă și care va repune Galațiul pe locul pe care îl merită, să spunem, în țara noastră. Și alte evenimente, vom avea joi o ședință de Consiliu Local, ne veți dezvolui câteva dintre secretele acestei ședințe și evenimentele legate de Săptămâna Galațiului. De fapt, zilele Galațiului se sărbătoresc de acum cam vara. Da, pentru că așa mi se pare și normal. Atunci poți să faci o sărbătoare așa cum își doresc toți. Este și context istoric, pentru că până la urmă asta a stat la baza adoptării acestei sărbători. Dar, într-adevăr, ca să spun așa, decizia practică de mutare a acestor sărbători din punct de vedere al acțiunilor a fost luată și luând în calcul temperaturile de afară, modul în care se pot desfășura mai multe tipuri de acțiuni. Le dezvoltăm la momentul următor. Da, bineînțeles. În ceea ce privește, normal, după cum spuneam, le luăm în ordine cronologică, dacă putem să spunem astfel, vizita familiei regale, vizita trenului regal, care a dus cu sine și familia regală, e vorba despre principesa Margareta, despre prințul Radu. A fost un moment deosebit, mai ales că monarhia, cel puțin imediat după 1990, era privită cu ochi răi de către unii, chiar era blamată foarte mult, au existat acuzații, țineți minte că a fost întors de pe aeroport regele Mihai și erau acele lozinci, ne vindem țara. Acum par comice, sincer. Da, și de tristă amintire. Bun, parcursul Republicii, ca să spun așa, e bine definit. Nu văd în ce măsură ne mai putem raporta neapărat la monarhie, cu toate că și monarhia are aturile, sau o monarhie are niște aturi greu de contestat. A fost o discuție odată, parafrazez bineînțeles, între un britanic și un american care susținea pe scurt faptul că necesitatea alegerii unui lider formal, bineînțeles că președintele Statelor Unite nu este un lider formal, duce la niște costuri destul de mari în administrație. Dar sunt păreri pro și contra. Eu personal tind să am rezerve referitoare la subiect, dar nu neg faptul că familia regală, chiar și așa cum este ea în ziua de astăzi, are valoarea ei intrinsecă din punct de vedere al vizibilității, al susținerii intereselor naționale și, mai nou, chiar și a susținerii intereselor locale, pentru că știrea a devenit națională, entuziasmul de care s-au bucurat la primirea în gara Galați a fost unul care a depășit așteptările,
Mai ales că principala vizită, sau prima vizită, de fapt, a fost în cadrul primăriei, unde domnul primar i-a primit cu drag, le-a prezentat și ce proiecte avem și o fel de, ca să spun așa, o suită de fotografii și de picturi ale, care fac referire la momentul legalității. Bine, că vizitele pe care dânșii le-au făcut au fost și la Căminul de Copii Sfântul Spiridon, unde primăria, de data asta, prin intermediul unei hotărâri de Consiliul Local, la care sunt și eu co-inițiator, a alocat o sumă pentru sprijinirea acestui centru multifuncțional, care este, se adresează și copiilor, ca o centru de zi, și la Liberty, pentru că este cel mai mare agent economic al orașului, și la Crucea Roșie. În orice caz, e un eveniment care a punctat în mod pozitiv Galațiul și, de ce nu, ne duce din nou pe locul pe care îl merităm, unde trebuie tot timpul să fim. Aici, ca adică pol de dezvoltare regională. S-a înlăturat încă un strat, să spunem, din acea marotă, să spunem, atribuită Galațiului, Orașul Roșu, ceva de genul acesta, dar cred că demul nu mai e cazul să... Bine, asta cu Orașul Roșu, văd că există un fel de, eu spun, o cutumă a opozanților politici, în principiu, care uită faptul că acum n-am cum să nu mă leg de partea politică. Uită că socialdemocrația până la urmă promovează niște interese ale omului simplu. Vorbim de o echitate a veniturilor, de o echitate a modului în care se face impozitarea. Nu putem să negăm faptul că noi ne asociem cu culoarea roșie, dar de aici și până la niște termeni peiorative, aș putea spune, da, de fapt, această sintagmă Orașul Roșu se referea la comunism, la bolșevism mai mult, și ceea ce nu, da, e nici de cum cazul. Și iarăși, da. trebuie să fac eu personal o precizare. Socialdemocrație nu înseamnă comunism. Exact. Bine, nici de sunt doctrine politice care fac parte din familia stângii, dar nu sunt identice. Una este socialdemocrația, așa cum o promovează, eu știu, sistemul suedez sau sistemul european în sine. Și alta este, exact, modalitatea în care doctrinar se poate lua în calcul, eu știu doctrina comunistă. Eu știu destul de mulți reprezentanți, să spunem, în primă fază sau aparent de seamă, anumitor formațiuni, care nu știu absolut nimic din doctrina propriului partid. Nici eu nu pot să mă declar un expert, dar să faci parte dintr-un partid și să nu-i cunoști măcar elementele de bază care le definesc din punct de vedere doctrinar, într-adevăr duce la ideea că de foarte multe ori sunt oameni în partide care au ajuns acolo dintr-un simplu oportunism. Asta este, până la urmă, trista realitate. Exact. Nu de multe ori politica se joacă și pragmatic. Da, asta. Așa e. Care a fost impresia lăsată familiei regale? Cred, n-am de unde să cunosc o părere personală, pentru că și protocolul a fost destul de strict, dar din ce mi s-a povestit, impresia lăsată dânșilor a fost una foarte pozitivă. Bun, acum într-o altă notă, pot să spun că în perioada vizitei familiei regale, eu m-am aflat într-o misiune în afara țării, neplătită de către Primăria Municipiului Galați, asigurată din fondurile unui proiect european de... Ați precizat acest lucru ca să nu existe discuții. Pentru că mereu există referirea asta, vă plimbați pe banii primăriei. Nu, eu de când sunt viceprimar, am avut un număr de deplasări, toate au fost plătite prin intermediul fondurilor europene. Am reprezentat, într-adevăr, municipalitatea pe oriunde am fost, dar niciodată nu a scos primăria un ban din buzunar pentru plata acestor deplasări. Și ca să revenim înapoi la familia regală, vă repet, din câte am înțeles, protocolul a fost destul de strict, chiar dacă
a fost cumva o căldură în, în abordarea dialogului, a modului în care s-au schimbat păreri. Domnul primar s-a arătat a fi o gazdă primitoare, ceea ce era și normal. Și populația în sine a apreciat în mod pozitiv acest eveniment, mai ales că am înțeles că au fost vreo 3.000 de persoane care au vizitat Trenul Regal, în așa fel încât foarte mulți cunoscuți de-ai mei care au dorit să ajungă să viziteze Trenul Regal, nu au reușit să o facă. Deci interesul a fost destul de ridicat. Și, repet, faptul că a fost o știre la nivel național este un lucru care ne onorează. Da, mi-aduc aminte că prima oară am văzut Trenul Regal în anumite imagini folosite într-unul din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Cred că era o reconstituire, totuși. Da, nu era chiar Trenul Regal. Presupun că... Bine, acum, dacă tot vine o discuție despre categorii de genul ăsta de material rulant, sunt, într-adevăr, în parcul căilor ferate niște vagoane de protocol, printre care și Trenul Regal, care au o configurație total diferită față de vagoanele normale. Categoria la care ele se încadrează, chiar dacă sunt utilizate sau înregistrate ca vagoane de călători, au elemente de decor interior de lux, au o întreținere specială. În orice caz, Trenul Regal, în principiu, de foarte multe ori a stat și la linia 14 a Gării de Nord, în vederea vizitării de către publicul larg. Acum a vorbit fostul inspector. Adică am intrat pe teritoriul dumneavoastră, suntem de bază, în care ați activat, domeniul în care ați activat atâția ani. Da. Și știu că sunteți mândri de acest lucru și chiar vreau să vă întreb dacă mai călătoriți cu trenul. Ați mai avut ocazia să mai călătoriți cu trenul. Da, da. Deci o dragoste care nu se uită. Nu e vorba de o dragoste care nu se uită. Să știți că a fost o perioadă relativ scurtă, aș putea spune, în care am preferat să utilizez pentru călătoriile spre București, în principiu, mijloc de transport auto. Dar de când viteza de circulație, mai ales pe distanța Făurei-Buzău, a crescut foarte mult pentru că s-a reabilitat linia, a ajuns ca, virgulă, călătoria cu trenul să fie relativ echivalentă cu călătoria cu transportul auto. Și având în vedere că biletul de tren e relativ ieftin, am preferat să utilizez trenul din nou. Iar combustibilul... Deci o chestie practică. Da, exact. E o decizie practică. Este și, și dacă vor continua să investească pe parte de minister și de parte de companie de căi ferate în infrastructură, cu siguranță viteza va crește, trenurile sunt pline și poate ducem la un reviriment al transportului pe calea ferată. N-am vrut să fac pe lupul moralist, deci v-a întrebat un om care călătorește cu trenul. Și chiar voi pleca împreună cu familia și cu încă doi prieteni, cu un cuplu, la munte, la Bușteni și ne-am luat deja bilete pe 11 iunie, după ce va lua fiul vacanță, vom pleca la Bușteni. Și am văzut, călătoria durează cam 4 ore și 15 minute. Da, da. Deci e rezonabil. Bine, acum niște întârziere de 2-3 minute și vorbesc la propriu, nu că e într-un sens figurativ. Ar putea să existe, pentru că mai apar, eu știu, perturbări în trafic. Exact. Dar nu mai sunt acele întârzieri de 30-40 de minute. Să te și privei flora și fauna, puteai să-ți faci un catalog botanic în timp ce mergea trenul. Puteai să cobori pe lângă tren de multe ori și să culegi două ori și să urci înapoi. Era câte o restricție de 5 la ori. Așa a fost acum. Așa e, aveți dreptate. Dar singurul lucru care mă nemulțumește este legat de gara din Galați, să spunem, de faptul, de modul cum poți să ajungi de la un peron la altul. Pentru că de multe ori nu funcționează acele scări rulante. Noi avem bagaje foarte, foarte grele. Aici, nu funcționează câteodată nici liftul. E posibil să fie un alt aspect aici, că scările astea rulante știu că se activează în momentul în care urci pe ele, efectiv. Altfel stau... Da, nu, dar nu mergeau. Atunci am avut acest ghinion și noi mergem și cu bagaje, să spunem, voluminoase, pentru că fiul necesită, transpiră foarte mult, schimba. Deci avem o geantă, să spunem, și un troller care cântăresc cam 100 de kilograme, cred că așa, și cade pe mine totul. Noroc că
că nu sunt chiar subnutrit și reușesc să... Și de fiecare dată s-a întâmplat să am acest ghinion. Chiar aveam o discuție cu cineva pe tema asta legat de faptul că atunci când ne deplasăm cu copiii în familie, tindem să luăm exagerat de multe lucruri în condițiile în care noi când eram mici alergam pe lângă părinți cu un rucsăcel în spate. Da, dar așa, probabil sunt, că așa ne-am obișnuit în aceste vremuri. Nu, asta e consecința societății de consum, că reușim prin faptul că fără să ne dăm seama totuși ne-a crescut nivelul de trai, să avem mai multe obiecte cumpărate, așa de este. Care nu te putem dizlipi. Iar n-am mai înțeles un lucru și cu asta cam devia puțin subiectul. De ce niciodată, când e perioada vacanțelor, să spunem, perioada de vară, trenul de Brașov sau trenul de Constanța nu este tras la prima linie? Niciodată, întotdeauna e tras la peronul 2, 3. Asta este o consecință la a modului în care se face graficul de ocupare a liniilor la schimbarea mersului de tren sau la modificarea mersului de tren. E o decizie pe care o ia conducerea stației, aprobată de către și divizia de trafic și nu numai, de care în trecut mă fac vinovat și eu, pentru că și eu am fost șeful Gării Galați. Asta e o mărturisire în premieră, asta nu știam. Da. E o informație în premieră. Știți cumva și cu asta închidem subiectul legat de vizita familiei regale? S-a luat vreo hotărâre pentru a fi dat numele, să spunem, casei regale, vreunei clădiri, vreunei străzi din Galați? Nu, asta nu, pentru că nu există, în primul rând, un context. Dar dacă se va identifica, nu văd de ce nu s-ar da. Dar în principiu nu s-a identificat un context. Nu, asta nu. Dânsii s-au semnat în cartea de onoare a municipiului, au avut vizita așa cum s-a desfășurat ea, dar nu a fost cazul să fie o discuție de genul ăsta. Trecem acum la ceea ce s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute. Este vorba despre vizita pe care a făcut-o în Galați, Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, Ministrul Economiei Florin Spătaru, Europarlamentarul Dan Nica. Bine, e impropriu spus o vizită a domnului Europarlamentar Dan Nica, pentru că e gălățean, este gălățean. Da. Și vine săptămânal în Galați. De fapt, din dânsul câte știu a fost gazda. Da, dânsul este mai degrabă gazda. Domnul Valeriu Ciolacu... Și toată această vizită... Domnul Chesnoiu, ministrul agriculturii. Da, Florin Chesnoiu, parcă, da. Ministrul agriculturii. Și poate am uitat, între miniștri, plus parlamentari, bineînțeles că la întâlnire au luat parte și primarul Ion Florin Pucheanu și președintele Consiliului Județului Costel Fotea. Tot la fel, în calitate de... Și dumneavoastră ați fost întâlnire. Nu pot să spui că ai o participare activă la evenimente de genul ăsta, pentru că partea activă a discuțiilor, a modului în care se fac prezentări de proiecte sau în care se analizează sau se descriu direcții de dezvoltare, țin totuși de invitați care au venit, bineînțeles, cu ideea principală care mie personal, pe care pe mine personal m-a uns la suflet. Este ideea principală a faptului că zona Galați-Brăila este a doua aglomerare urbană a țării și că în zona asta trebuie investiți bani pentru dezvoltarea infrastructurii. Și o altă idee principală este că Galațiul nu este nu este hotarul Uniunii Europene. Galațiul este una din porțile de intrare în Uniunea Europeană. Asta trebuie să fie, într-adevăr, zona Galați-Brăila, da, ar trebui să devină chiar principala zonă din provincie. Polul de dezvoltare, din punct de vedere al populației și a agenților economice, este clar pe zona Galați-Brăila. Bine, Constanța, că zona de sud-est include și Constanța. Constanța s-a bucurat foarte mult timp de un avantaj, să-i spunem, care a făcut destul de grea orice tip de concurență pe partea de transport. Ieșirea la Marea Neagră. Nu vorbim de ieșirea la Marea Neagră. Vorbim de niște taxe pe care autoritățile le încasau pentru traficul pe Dunăre, care duceau la
un cost destul de mare al operării navelor pe Dunăre ca să, să vină să-și descarce mărfurile sau la Galați, sau la Brăila, dar în principiu la Galați, pentru că aici exista o infrastructură mai dezvoltată, există o infrastructură mai dezvoltată, și care taxe, am înțeles că se duceau undeva, mulțeau cam cu 3 sau 4 costurile de exploatare ale navei. Este, este foarte mult. Sperăm ca acest aspect să fie, sau cumva a fost și reanalizat. Nu mai sunt la curent cu amănunte din sfera asta. Dar a fost pentru Constanța un avantaj destul de mare, care a dus, bineînțeles că a dus la supra-solicitarea portului Constanța. Dar până la urmă, atâta vreme cât eu, ca municipalitate, ca oraș, ca port în principiu, am ce face, am de treabă, mie îmi convine. Chiar dacă știu că stau și să aștepte navele în larg la descărcat. Pe când noi la Galați am avut de-a face fix cu problema asta. Și bineînțeles că o să dau și nume. Taxa asta s-a datorat fostului președinte, atunci ministru Băsescu, care probabil, nu știu la ce s-o fi gândit când a adoptat acest tip de taxă. Dar se speră că lucrurile se vor îndrepta. Pentru că... Nu cum, dacă nu mă înșel, ele Constanțean, nu? Da. De aici pornesc lucrurile cumva, pentru că o chestie care s-a întâmplat de ceva timp este că atât domnul președinte Dan Nica, cât și domnul Tudose au înțeles faptul că nu ne putem dezvolta decât dacă renunțăm la niște orgolii. Și ca atare, oriunde ne afișăm, ca și comunitate, ne afișăm susținute de proiecte comune. Cu referitor la pod, referitor la dezvoltarea ulterioară a aeroportului, pe care într-o ședință extraordinară în urmă cu o săptămână am și am supus la vot unul din capitolele referitoare la dezvoltarea aeroportului, și anume asocierea comandelor limitrofe ale Galațiului și Galațiul. Și am văzut că a fost unanimitate de voturi, dacă nu mă înșel. Da, a fost unanimitate de voturi. Da, pentru că am înțeles și consilierii locali că este un proiect necesar pentru dezvoltarea comunității. Da, e relativ rară această unanimitate. Dar ce s-a hotărât concret acum la finalul săptămânii legat de acest centru multimodal, să spunem? S-a semnat contractul pentru începerea lucrărilor la portul multimodal. Bine, ideea de multimodal cred că resună foarte multor persoane cumva abstract. Da. Multimodal înseamnă în principiu transportul acela de transcontainere. Și modul în care se pot transfera de pe navă, pe vagoane sau pe camioane. Într-adevăr, se poate face referire și la mărfuri care sunt vărsate, vrac, dar principala adresabilitate a proiectului va fi modul în care se pot transfera, se pot efectua operațiuni portuare pe partea de transcontainer. Asta este un port multimodal în esența lui. Noi am avut, dacă nu mă înșel, înainte de 90, o capacitate de a opera transcontainere, dar datorită lipsei de investiții și de întreținere, ea a decăzut. A fost până la urmă dată uitării. Din păcate. Da. Plus că domnul vicepremier a spus și lucrurilor pe nume că la licitația care s-a organizat de către sucursala regională de căi ferate în vederea reparării și construirii celor 5 km de cale ferată pe cartament larg, nu s-a prezentat nimeni. Chestie care a dus până la urmă la necesitatea unei atribuiri directe. 5 km, acum să fim sinceri, ce se întâmplă? De foarte multe ori, un constructor are și niște costuri legate de amplasarea de șantier și lucrarea este urgentă, este necesară, dar este mică. Iar volum mic înseamnă și bani puțin, din punct de vedere al dar sperăm că totuși putem face, sau se va putea face apel și la
spiritul lor civic, nu neapărat o goană nebună după profit, pentru că dezvoltarea unei capacități de genul ăsta de transport duce și la o îmbunătățire a arealului economic al zonei și până la urmă unde sunt bani este și necesitatea de construcții în continuare. Deci în afară de acei 5 kilometri de... 4 km 800 de cale, da, ferată pe cartamen larg, ce mai trebuie făcut pentru acest... În linii mari e mai nimic, cu toate că eu am fost surprins că și am și pus întrebare din ce cauză nu s-a lucrat pe partea de transbordare. Asta însemna așa cum are Iașu și aveam și noi, că am aflat că nu mai avem, o modalitate de a schimba boghiurile de pe cartament larg pe cartament normal, așa cum avem noi în România. Din păcate am aflat că din compania de marfă s-a desprins această sucursală numită transbordare, care cum e procedură de faliment și să cauți, chiar și dacă s-ar reînființa sau s-ar sub o altă formă, să găsești personal calificat să facă aceste operațiuni, este foarte greu. Ca atare, singura soluție, într-adevăr, este dezvoltarea că este pe cartament larg. Exact, până la urmă mi-aduce aminte de, dacă vă aduceți aminte, și... celebrul film Pretty Woman, care Richard Gere era un antreprenor care lua societăți mari sau le fărâmița și apoi demola și vindea terenul sau făcea ceva. Așa au existat și la noi anumiți, așa zici, și investitori care... Să zicem că este un model de afaceri care n-ar trebui încurajat. Eu știu dacă exact. Un agent economic de genul ar recurge la tactici de genul ăsta, eu cred, este părere personală, că nu ar trebui să mai fie sau să aplice pentru, eu știu ce, facilități fiscale sau chiar și accesări de fonduri europene, pentru că chestii de genul ăsta duc la degradarea mediului economic al unei comunități. Așa e, sunt total de acord cu asta. Și cam în cât timp se preconizează că vom avea parte de acest port multimodal? În mod normal, durata de finalizare a proiectului, din câte a zis domnul vicepremier, ar fi fost de un an. Cred că a fost atent, dacă era un an, nu zicea un an. A zis de un an, da. Bineînțeles că sunt niște instalații portuare care până la urmă se traduc în construcția unor tipuri de macalare gen capră și a infrastructurii necesare, atât feroviare, cât și rutiere pentru deplasarea acestor transcontaine. Este adevărat că dacă am fi avut deja construit acest port multimodal sau echipat cum trebuie, am fi putut profita de acest conflict din Ucraina? Profita nu în sensul negativ, ci în sensul pozitiv, adică... În mod sigur am fi prezentat o ofertă. Sau am fi avut un mediu ofertant pentru organizarea de transport. Cu toate că, da, de ce nu? Am fi putut prelua, așa cum se spune că în orice criză există și o oportunitate, am fi putut prelua această oportunitate. În speță pentru că Ucraina, din câte știți, producea sau își vindea producția, supraproducția de cereale către piețele emergente, vorbesc de zona Orientului Mijlociu, care acum se pare că sunt chiar în pericol de a avea probleme legate de aprovizionarea populației cu cereale. Da, pentru că ați pomenit puțin mai devreme despre aeroport, vreau să vă întreb și eu. Pentru realizarea aeroportului, știu că există această comuniune Galați-Brăila, de fapt acest acord încheiat între cele două consilii județene. E un acord verbal. Dar s-a bătut palma. Deci, practic, pentru prima oară în istorie, Galați și Brăila... Haideți să aduc un pic de context, pentru că multă lume a bătut monedă pe o așa zis asociere între municipiile, județele din vestul țării, și mă refer la Oradea, la Arad, la Timișoara, dar codul administrativ nu conține o legislație care să se refere la așa ceva. Practic, dânșii au semnat o hârtie care, în principiu, nu are de asociere, care nu are o valoare decât simbolică, nu neapărat legală. La fel cum este și acordul nostru verbal de cooperare între Galați și Brăila pentru a accesa împreună sau a ne face lobby împreună, mai bine zis. Cu toate că nu avem încă o lege a lobby-ului, dar hai să spunem pentru a ne susține interesele comune.
Da. Și concret, pentru aeroport, care e responsabilitatea Consiliului Județului și care este cea a municipalității, a primăriei? Discuția este un pic mai amplă. Hai să spunem că, în principiu, pe partea de finanțare, care este cea mai importantă, ea este în curtea Ministerului Transporturilor. Pe partea de gestionare a aspectelor care țin de domeniul patrimoniului, adică vorbesc de teren până la urmă, are și municipalitatea o importanță foarte mare, pentru că sunt terenuri care aparțin municipalității, dar Consiliul Județean, bineînțeles, există și un acord de asociere între Galați și comunele limitrofe, că e Șendren, că e Braniștea, că e Smărdanu, dar amplasamentul în sine, chiar dacă îl predai executantului, el este cumva prinde și părți care se duc către patrimoniul județului care le va gestiona. La fel cum am făcut și cu centura ocolitoare, atâta timp cât am avut nevoie de dezvoltarea ei ca și proiect, iar Consiliul Județului putea accesa fondurile necesare dezvoltării acestui tip de proiect. A fost necesar să oferim, să cedăm din patrimoniu către Consiliul Județului. Bineînțeles că dânșii fac investiția, gestionează proiectul și în momentul în care acesta se finalizează, este un bun comun al întregii comunități galățene. Se știe exact locația unde va fi amplasat aeroportul? Da, bine, nu pot să vă dau coordonatele GPS, da. Dar în orice caz, în partea aceasta, dintre Braniștea, Șendren, Smărdan, cam acolo va fi. Am înțeles. Multă lume a întrebat din ce cauză n-a fost făcut în zona digului. Discuția a fost într-adevăr la început legată de chestiunea asta, dar se pare că sunt niște condiționări tehnice referitoare la modalitatea în care trebuie să ai o rază în jurul aeroportului în care să-ți poți permite aterizarea și aceasta de regulă se ia cumva ca distanță maximă în interiorul teritoriului național. Asta e unul din aspecte care acolo, zona de dig, nu se putea îndeplini. Și nu știu, era 20 sau 40 de kilometri, nu mă țin minte exact. Am văzut că sunt, bineînțeles că mă uit și eu la reacții, în general reacțiile le văd cele de pe Facebook, sunt destui neîncrezători, destule persoane care spun că nu vom vedea niciodată aeroport aici. Că... Păi au fost destui neîncrezători care nu au crezut că o să ne apucăm să reabilităm cam tot ce înseamnă drumul în municipiu, au fost destui neîncrezători care nu au crezut că... Vom avea vreodată pod? Se va începe partea de pod, neîncrezători care au spus că reabilitarea pe cartiere nu va avea loc, că nu se vor dărma garaje, că eu știu, probleme majore ale infrastructurii nu vor putea fi niciodată rezolvate, pentru că, între ghilimele, sunt interese mari la mijloc. Da. Uite, au fost interese să aducem și noi municipiul la standarde europene. Probabil că sunt unele persoane care au simțul olfactiv mult prea dezvoltat și le miroase mereu urât. Da, asta totuși să găsim și o explicație, pentru că au fost niște ani de stagnare în care nimeni nu și-a asumat vreo răspundere sau de teamă sau de comoditate și care ne-au adus unde ne-au adus. Bine că totuși am găsit resursele și curajul, că îți trebuie și o doză de curaj să te înhamă la așa ceva. Ați fost în vizita de lucru și la pod, nu? Eu personal nu. N-ați fost, nu? Eu personal nu. S-a afirmat că podul va fi terminat până la finalul acestui an? Din câte știu, asta este termenul de finalizare a proiectului. Da. Ar trebui. Dar nu credeți că este posibil ca podul să fie terminat înaintea drumurilor expres care se dea în pod și să ajungem la acea sugrumare a digului să vină... Bine, una e să finalizezi podul, alta să-l dai în exploatare. Trebuie, da, să mai faci recepție, trebuie să... sunt niște termene de predare. Bine, vorbim de aspecte care țin de litera legii, de virgula legii, cum îmi place mie să spun, care până la urmă nu au neapărat legătură cu faptul că din momentul în care am spus eu constructul, gata, l-am finalizat, în secunda 2 urcă și... sau trece și camionul pe podul respectiv. Da, eu n-aș vrea să văd, deja
Parcă aveam o viziune, n-aș vrea să văd digul sugrumat într-o parte și în alta, oameni cu mașinile care vor încerca să intre pe pod și se... Da, bine, soluții temporare din punct de vedere a gestionării traficului există. Eu știu, sau o semaforizare temporară, sau, eu știu, menținerea în exploatare acelei bucățele de drum care s-a construit pe partea de dispoziție de șantier pentru a se putea lucra tot în zona podului. Sunt soluții de trafic temporare, ce-i drept. Pentru că știm din bunul renume, bunul între ghilimele, bineînțeles, al românilor, că reprezentanții acestui popor din care facem și noi parte, reprezentanților acestui popor, le place să facă cozi, să se înghesuie, să stea la rând, să, nu știu, parcă le place. Le place să aglomereze orice, unde se ducă. Acum, știți cum se spune, le place să stea la cozi la impozite, le place să stea la cozi la supermarketuri, nu le place, se îmbulzesc. Cred că e vorba mai mult de o percepție a limitării resurselor pe care am avut-o în trecut, pentru că știai că dacă nu stai la coada aia, nu mai apuci. Și rămâi cumva, din punct de vedere, e părerea mea, din punct de vedere mental, cu un fel de tară psihologică, că trebuie să fii acolo, că altfel nu mai... Pentru că mi s-a întâmplat, mie personal, s-au întâmplat ambele situații când mi-am schimbat buletinul. M-am dus și dimineața, m-am dus și undeva pe la prânz. Dimineața era coada de pe lume, la prânz exista program cu publicul, dar nu mai era nimeni. Da, deci... Cum spunea cineva că mi-a explicat ce s-a întâmplat în Grecia. Și că știi de ce au crescut prețurile în Grecia? Și la locuințe, la tot, și la asta. Că au venit românii, au cumpărat anumite proprietăți, s-au cumpărat destui case acolo și grecii au văzut că românul plătește. Deci oricât ea cere, plătește. Și atunci a ridicat și prețul. Că așa... nu cunosc acest aspect, dar probabil da, că mai sunt zone în Europa unde așa s-a întâmplat cu oligarhii ruși. Cel puțin de Londra. Cam asta s-a întâmplat, de crescut prețurile la imobiliare atât de mult. Vorbeam în debutul emisiunii despre faptul că joi 26 mai va avea loc ședința ordinară, nu? Da. A Consiliului Local, da. Pentru că au mai fost ședințe extraordinare. Care ar fi cele mai interesante subiecte, ca să le spunem astfel? Deci, din punct de vedere al codului administrativ, o dată pe lună, Consiliul Local este obligat să se întâlnească în ședință ordinară, iar motivat de anumite necesități, se pot ține și ședințe extraordinare. Vorbim pe scurt așa, se deschide ședința cu un proiect de hotărâre legat de actul artistic stradal, o bucățică de legislație care cred că era necesară, pentru că sunt situații în care, de ce să nu recunoaștem, tuturor ne place să avem, sau când mergem afară ne uităm cu ochii destul de mirați la anumite acte artistice care se desfășoară pe domeniul public și ne-am gândit și ne-am hotărât că ar fi necesar să avem sau să încurajăm așa ceva și pe raza municipiului Galați, pentru că unii copii, chiar și tineri, eu știu, din distracție sau din cauza faptului că doresc să repete cu public de foarte multe ori cântau pe domeniul public și, eu știu, în lipsa unui cadru legal sau unui vid legislativ ar fi avut probleme cu autoritățile care mențin ordinea publică. Ca să mai spicuim din ordinea de zi, avem și un proiect de hotărâre care face referire la facilități fiscale care se pot acorda din punct de vedere local diferitelor categorii care pot beneficia conform codului fiscal și mă refer ca exemplu la veteranii de război, la văduve de veteranilor de război, la revoluționari, la persoanele cu handicap grav. Bine, facilitățile astea fiscale, adică reduceri sau eliminări de impozite, se referă mai mult la proprietăți, la autovehicule. În schimb, avem un proiect de hotărâre destul de important, sau niște proiecte de hotărâre destul de importante, care încet să se refere la rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru anumite proiecte. Și din ce cauze se întâmplă asta? Pentru că există și cadrul legal, bineînțeles, dat pe parte de ordonanță de guvern,
Dar avem, au fost într-adevăr probleme cauzate de creșterea prețurilor la materialele de construcții care au dat peste cap desfășurarea proiectelor și, într-adevăr, dezvoltatorii sau executanții proiectelor pe care le are primăria finanțate au spus, domnule, nu, efectiv nu avem bani să cumpărăm materiale de construcție în suma pe care ne-ați oferit-o. Sper să le scoatem la capăt în continuare. Și, bine, în principiu, văd că avem un feedback negativ de la opoziție care susține că nu i s-au introdus proiecte propuse pe ordinea de zi. Nu o să dau nume pentru că n-are rost, dar din ce am spicuit, pentru că am intrat în posesia materialelor depuse de dânsii, avem de-a face cu situații în care sau doresc să reglementeze ceva ce este deja reglementat, sau fac referire la proiecte de, nu proiecte de hotărâre, de capitole conținute în alte proiecte de hotărâre care au fost deja votate, sau fac referire la domenii de activitate care nu se află în gestiunea primăriei sau consiliului local. Din punctul meu de vedere, proiectele propuse de dumnealor au în primul rând o problemă legată de modul în care au fost concepute din punct de vedere al legalității. Și acum, bine, rolul consilierului local este mai puțin de a analiza partea de legalitate, pentru că este ajutat de către aparatul de specialitate al primăriei cu un punct de vedere destul de, nu destul, bine pus la punct, bine documentat. Din cauza asta, eu văd rolul consiliului local în a analiza oportunitatea și eu, ca și consilier local, nu aș acorda avizul din punct de vedere la oportunității acestor proiecte, pentru că, pur și simplu, nu au cadrul legal. Ăsta este motivul. Sper să nu ducă la niște discuții sterile, pentru că eu le înțeleg dorința de a se afirma cu orice preț, mai ales că la discuțiile pe comisiile din care dumnealor fac parte, nu e cazul la comisia mea, dânsii tac mâlc, nu spun nimic, fix acolo unde ar trebui să-și spună punctul de vedere, se activează automat când văd camera de la vedere. Și trenează ședința pe despicatul unui fir în patru, pentru ca mai apoi să se chiar dacă le spui că nu respectă condițiile sau prevederile legale, ajung cumva prin eliminare sau prin trunchiere a declarațiilor să se prezinte din postura de victimă. Și se omoară dialogul. Asta este chestia care până la urmă reprezintă un punct de regret. Un făgaș al actoriei politice, așa, nu? Da. Bine, nici o altă discuție, că omul politic trebuie să fie, era acea materie care știu că se studia în perioada interbelică și care îi spunea oratorie, bineînțeles, inspirată din ce era prin antichitate și care nu se mai studiază în ziua de astăzi, cel puțin la nivel de liceu, de cultură generală. Deci, ca atare, oratoria cumva care ține, are și niște elemente legate de actorie, trebuie să fie în repertoriul omului politic. Dar omul politic, mai ales la nivel local, trebuie să fie o persoană care a citit buchia cărții și identifică niște oportunități. Și pe lângă faptul că identifică niște oportunități, trebuie să le și analizeze necesitatea sau modul în care se pot încadra în necesitățile comunității. Poate că unii duc lipsa oratoriei și poate că au vizitat... Nu, că nu duc. Nu duc. Nu. Nu au unde să vorbească decât în, zic, duc lipsa în alte locuri, da, în alte locații. Cred că și domnul primar a avut o remarcă de genul ăsta și da, cred că și-a dreptate, da. Și da. Pentru că știți că la Londra, în Hyde Park, dacă nu mă înșel, există o tribună improvizată și acolo oricine vrea să țină un discurs despre orice, îl poate ține, dacă are și auditoriu. Da, dar acolo însă e o chestie ad hoc.
asta cu ce se întâmplă în Hyde Park. Da, e o chestie ad hoc. Aici e o chestie, că spunem, sunt chestiuni studiate, sunt chestiuni care au un scop, un scenariu în spate. Bun, nu da, suntem bolnavi de scenariu. Aici, aici este, mai este o mică mare diferență, pentru că ce se face la Londra, dacă ar fi să transpunem pe, pe România, noi avem totuși o lege a adunărilor publice care descrie pe larg și are și norme metodologice de aplicare modul în care se pot desfășura aceste adunări publice și faptul că poți să-ți organizezi cam în orice locație. Bine, or fi o două, trei excepții la nivelul unui municipiu, să nu zic nu. Dar este necesar obținerea unui acord de la autoritățile de ordine publică. Aici... Eu mă întreb ce s-ar... Bineînțeles că acum glumim, ne și permitem spre finalul emisiunii să glumim puțin, dacă s-ar desfășura, să spunem, ar fi ședințe, unele ședințe, când timpul permite, vremea în afară permite, să fie ședințe de Consiliul Local în aer liber. Și, a fost, și cu spectatori. A fost, mă dați seama atunci ce... Nu, e bine, ședințele de... Cu spectatori mulți. De Consiliul Local au caracter public, da. Dar limitarea locurilor din sală duce la, până la urmă la organizarea unui... Și până și cetățenii se pot exprima în cadrul ședințelor de Consiliul Local 3 minute la în deschiderea ședinței de Consiliul Local. Cu alte cuvinte, chiar în deschidere, să se vadă totuși ce au de spus. Și pot interveni. Dar ca să nu-mi pierd ideea, ședința de constituire a Consiliului Local a fost în aer liber. Bine, nu cu public, dar a fost în aer liber. Acum, ce să zic, să face ședința de Consiliul Local... În cauza condițiilor pandemice, bineînțeles. Să reținem pe stadion? Nu, dar probabil că unii și-ar dori. Există totuși democrația participativă sau bugetul participativ în care, din punct de vedere legal, populația are dreptul să își aleagă niște proiecte pe care le pot susține. Bineînțeles că este nevoie și de un număr de semnături pe care le pot susține în ceea ce privește dezvoltarea anumitor proiecte. Deci, nu trebuie să fii neapărat reprezentant al Consiliului Local sau să fii consilier local ca să inițiezi un proiect de hotărâre. Valoarea sau puterea unui consilier local în asta stă, în faptul că poate iniția un proiect de hotărâre. Bineînțeles, trebuie să respecte condiții legale, condiții de oportunitate, să-l susțină în fața colegilor din Consiliu în vederea obținerii unui aviz pentru a fi introdus pe ordinea de zi. Și sunt condiții destul de multicele. Deci înțeleg de la dumneavoastră că niciodată nu s-a pus bețe în roate unui consilier din opoziție pentru a realiza un proiect sau îl susține. Bețe în roate nu, dar ți s-a răspuns într-un termen pe care dânsul consideră foarte, foarte, nu știu, într-un termen pe care dânsul nu le pică bine. Pare rău, da. E o supra-solicitare a aparatului de specialitate a primăriei. Nu am 100 de angajați la partea de care ține de hotărâre de Consiliul Local ca să se ocupe de... Sunt, până la urmă, ajuns să prioritizezi. Exact. Păi dacă stăteam și analizam unele chestii în defavoarea proiectelor care țineau de PNRR și pierdeam finanțări, ce faceam? Ne luam cu mine de cap. Adică sunt unele proiecte, propunere absolut fanteziste. Da. Chiar am să vă rog să ne înfățișați în emisiune viitoare câteva dintre acestea. Nu, că și le ființeze, le prezintă ei singur. Da. Nu fanteziste, lipsite, nu, fanteziste nu sunt, dar sunt lipsite de oportunitatea, eu știu, adresabilitatea către nevoile comunității. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de Ziua Copilului și apoi de săptămâna dedicată municipiului Galați, de ce evenimente speciale vom avea parte în această săptămână în care gălățenii trebuie să se bucure pentru că locuiesc într-un municipiu european care reprezintă poarta de intrare în Uniunea... Îmi pare bine că începem să ținem cu dinții de modul ăsta de exprimare, pentru că lucrurile pozitive se întâmplă celor care gândesc pozitiv și chiar trebuie să fim cumva asociați și cu ideea asta sau cu trademark-ul ăsta de poartă de intrare în Uniunea Europeană. Un slogan pe care îl folosesc în anumite postările mele: nu poți ajunge pe culm decât dacă tu crezi că poți. Da, da, da.
chiar dacă cumva pare un truism, asta este adevărul. Până la urmă și maratonistului se întâmplă să se izbească de un zid, dar dacă știe că își continuă alergarea, ajunge până la urmă la final. Ca să revenim la manifestări. La manifestările pe care le propune și pe care le va susține municipalitatea, trebuie să vorbim de un pic de context, și anume că în 2019 s-a adoptat o hotărâre de Consiliul Local care în câteva tușe scurte spune cam așa, că săptămâna sau zilele municipiului Galați se vor celebra în săptămâna care are data de 6 iunie. De ce data de 6 iunie? Pentru că la 6 iunie 1830 s-a găsit prima documentare a unei prime entități de care gestiona problemele orașului, și anume Comisiile Oroșenești. Contextul istoric este unul destul de complicat în acea perioadă, pentru că Moldova sau Principatul Moldovei era oricum încă sub suzeranitate turcească, dar erau sub protectorat rusesc, eram sub protectorat rusesc. În orice caz, începusem cumva să ne modernizăm cadrul legislativ așa cum este în ziua de astăzi, inspirat din codurile napoleoniene. Și ca atare am hotărât că, dincolo de atestările documentare, o dată potrivită pentru a face referire la istoria noastră și pentru a avea și o adresabilitate practică la modul în care ne putem celebra orașul, ar fi să adoptăm această hotărâre de Consiliul Local. Și țin minte că au fost și la data respectivă niște discuții asupra modului în care se identifică sau nu data respectivă. Eu cred că a fost decizia corectă aleasă. Asta nu înseamnă că se va renunța și la sărbătorile de Sfântul Andrei, numai că va exista o contrapondere, ca să spun așa. Sărbătorile laice vor fi în această perioadă din iunie, iar sărbătorile cu înclinare spre religios se vor ține în perioada Sfântului Andrei. Evenimente destul de interesante, zilnic, ținute atât la grădina publică, pe faleză și în alte locații din oraș. O să-i avem invitați pe Zdob și Zdub, pe Irina Rimes, pe Zdob și Zdub, care au avut senzație la... Da, și bineînțeles, eu nu vreau să comentez modul în care s-au punctat. Cert este că pentru marea majoritate a românilor, cred că Zdob și Zdub au fost mari câștigători. Și de câte ori au participat. Și sunt de apreciat, pentru că și chiar au dat un exemplu și reprezentantului României, că se pot cânta piesele și în română. Da, una la cu mână. Cu anumite cuvinte, să spunem, nu, de circulație internațională. Efectiv în română. Da. Efectiv în română. Pentru și mai ales că era un mesaj unionist, da, trenul Galați, Chișinău-București. Chișinău-București, da. Cred că într-adevăr vor fi headlinerii acestui festival, ca să ne exprimăm în termeni tehnici. Unde se vor ține concertele? Zona de faleză se vor ține concertele astea. Presupun că primăria va emite un comunicat oficial în legătură cu toate acțiunile care vor avea loc în acea săptămână, dar și de ziua copilului, care se apropie cu pași repezi. Avem și atunci evenimente și la grădina publică și în alte locații din oraș. Sunt foarte multe evenimente culturale, sau la bibliotecă, sau la grădina botanică, sau în diverse alte locații, librării și așa mai departe. Adresabilitatea este foarte mare pe partea de tineret la aceste evenimente. Ne așteptăm cu drag și cred că e o modalitate de a ne petrece timpul liber cu plăcere și în liniște. Și poate fi considerat și un preambul la vacanța de vară care va veni. Da. Oh, da, la asta chiar nu m-am gândit, că cumva poate fi o avantpremieră a perioadei de concedii și de vacanță mare. Asta era ca și cum îmi aduc aminte din studenție. În anii 90, ziua mea preferată era vineri, pentru că abia începea weekendul și vineri erau, mi se păreau cele mai interesante petreceri. Și vinerea era absolut extraordinar. Știam că urmează și sâmbăta, duminica pentru odihnă. Dar câteodată noi o luam și înainte și începeam de joi. Pe lângă situația descrisă de tine,
La fel așteptam și o vinere, dar uneori nu așteptam pentru că de obicei mai avem de lucru și la proiecte și știu că trebuia să-mi iau rigla și trusa de rotring și calcul și să desenez sau să fac calcule, că eram în urmă. Probabil tot mai din cauza faptului că unele vineri le sărisem. Erau, dar noi fiind la litere, eram foarte puțini băieți, 4 sau 5, cred că 6 în tot anul. Și că eram anul, adică engleză-română, franceză-română, de fapt era dublă specializare. Și erau multe fete și băieții, bineînțeles, că erau considerați golani, pentru că nu învățau la nivelul fetelor sau nu tăceau ca și ele, nu erau atât de serioși. Să știi că eu am avut un drumător de proiect femeie, doamna Popa, actualmente șefa Caterei de Transporturi din Politehnica București, și dânsa mi-a zis o chestie că... Ea nu-și face griji niciodată cu băieții, pentru că băieții înfloresc mai greu, între ghilimele. A zis că, într-adevăr, în facultate, fetele obțin note mai mari, dar, din punct de vedere profesional, parcă băieții se trezesc undeva pe la vreo 30 de ani. Cred că e prea dacă nu se căsătoresc. Da, se trezesc cu nici la 40, da? În sfârșit, mai târziu. Așa se spune că fetele se dezvoltă și mai repede în adolescență decât băieții, dar... Acum nici nu vrem să ajungem în gura celor care militează pentru egalitatea sexelor și care... Nu, asta este necesară. Nu, asta este foarte necesar. Să nu credeți că suntem misogini, cum nu credem nici în... Eu nu cred nici în misoginism, nici în feminism. Bine, discuția e un pic mai amplă, pentru că în România... Nu poți să zici că există discrepanță la nivelul salarial între bărbați și femei. Pentru același gen de funcție, aceeași pregătire și aceeași vechime, salariile sunt identice. Exact. Dar trebuie să înțelegem totuși că femeile nu se bucură de niște oportunități pe care bărbații le au. O refer la promovări în principiu. Și aici este, de fapt și de drept, o teamă sau a angajatorului sau a superiorului asupra faptului că... La un moment dat, femeia devenind mamă, lasă baltă pentru o perioadă de timp. Aici este o chestie la care mai trebuie să mai lucrăm din punct de vedere al concepției. Exact, dar sper să nu ajungem în situația, deși am văzut că tendințele sunt așa, vorbesc cu oameni care participă la seminarii internaționale, iau contact cu ceea ce se întâmplă și dincolo de ocean, există această tendință de renunțare la sex. Asta mi se pare o chestie abracadabrantă, o chestie cu care nu sunt tot de acord, să nu se mai vorbească, să, cum să spune în engleză, cu she și he, ci să spună cum vrei să te numești sau cum vrei să se spună. Da, e o minoritate care datorită faptului că în trecut a parte de multe persecuții, acum are o voce destul de puternică. Eu nu sunt de acord cu exhibiționismul de niciun fel, indiferent de unde ar veni, pentru că, până la urmă, să fim tratați egal, asta mi se pare normal, și fiecare să fie, nu să facem paradă de, pentru că nici de prost gust, nici chiar de bun gust să nu faci paradă, trebuie sunt niște tendințe în extrema cealaltă și cu aceste tendințe observ și pentru că eu sunt un cinefil în verde. Aceste tendințe și aceste scenarii scrise mereu cu familii, cu doi tați, cu două mame, da, se trece, neapărat trebuie să fie unul dintre eroare. În sfârșit, cred că s-a trecut în extrema cealaltă, când exista rasismul și apartheidul, bineînțeles că nu eram de acord absolut deloc, dar acum parcă se exagerează cu... Hai să le spunem cutume culturale. Da, cutume culturale. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost, ca de obicei, o emisiune extrem de interesantă. Am vorbit despre lucruri concrete, despre proiecte pe care le are municipalitatea. Vom avea timp și în următoarele emisiuni să vorbim despre alte proiecte și despre cum se finalizează anumite proiecte, pentru că avem destule întrebări. Vă mulțumesc, v-am spus încă o dată, pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine viceprimarul municipiului Galați, domnul Lucian Andrei. Aceasta a fost emisiunea matinală de seară. Știți urarea mea dintotdeauna, să fiți iubiți de Dumnezeu și să fie pace. La revedere!